Bună dimineața! Mă bucur că sunteți alături de noi, mai ales că urmează un moment tare frumos, pentru că avem astăzi un om de valoare la prima oră, pe care îl felicităm și urăm multă, multă sănătate. Maestru Ion Dascăl, alături de minunata lui familie. Maestre, bună dimineața! Toate florile din lume și toată recunoștința pentru dumneavoastră. Să fiți sănătos! Să fiți sănătos, să vă păzească Dumnezeu și să ne bucurați așa cum ați făcut-o și până acum. Și Rodica, Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața! Eu mă bucur că ați găsit timp să veniți astăzi la prima oră, mai ales că am ținut neapărat să vă avem în această dimineață alături de noi. Cu Rodica mai s-a de vorbă. Maestru Ion Dascăl azi e sărbătorit toate gândurile bune, dar iată Ionuț, deja e băiat mare. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața! Spune-mi, Tori! Mai cu suflet! Bună dimineața! Bravo! Ești băiat mare, te-ai trezit, ești fericit că... Maestre, să știți că înainte de a începe discuția, eu știu că Ionuț are o surpriză pentru dumneavoastră. Și eu zic să începem, Rodica, cu surpriză, ca să nu uităm. Ce așa? Surpriză avem noi pentru tata? Că... Da? O poezie. Aha. Da. Așa, te uiți la tata, ține microfonul. Așa, frumos, așa. Da? Da. Tare. Hai. Da. Tata meu e mare... om. De râzor. O cheamă Ion. Cine oare nolțe? E mira cu pălărie. Tată dragă, te iubesc. Pentru toate mulțumesc. Bravo! Apropo, maestru nu a știut că Ionuț a pregătit o poezie. Rodica mi-a zis, noi avem o surpriză. Zic, super! Da. Am fost la repetiție, au repetat-o. Am încercat să facem o surpriză. Cum dispoziția astăzi? Cum vă simțiți? Cum? Mă simt așa ca la 71 de ani. Bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Anul care a trecut, am trecut și eu prin niște cumpene care mi-a reușit să rămân sănătos, să rămân asta viu. Important. Chiar asta așa spune că a fost o perioadă grea. Ați lăsat-o în urmă? Am lăsat-o în urmă și sunt optimist. Vreau să fac multe. Ce mai pot face pentru lume? În afară de muzică nu mai pot face altceva. Și o faceți foarte bine, maestre. Dar asta cred că o să mai fac încă mult timp. Cât mi-a dat Dumnezeu zile. Vă întrebam și în pauză. Ionuț, pe cine moștenește? Pe mama sau pe tata? Încotro? Spre cântat sau... Cred că or să fie și așa, și așa. Eu nu stăveam și o piesă pe care o știai, nu? Ceva cu cârciuma. Știi, da? Mai multe. Știi, da. Mai multe, dar azi emoția ai de dimineață. Cum va fi ziua de astăzi? Aveți un plan, nu știu, adunați oamenii dragi, prietenii, cei apropiați la o masă de sărbătoare? Eu mă duc la repetiții. A, lucrați, așa, că vă pregătiți, da. De... Pregătim... În februarie va avea loc concursul, festival Crizantema de Argint, că n-a fost câțiva ani. Pandemia asta și toată, da. Avem foarte mult de lucru, piese, romanță, adică cu soliști de la noi și din România, avem de lucru. Pe urmă ne apucăm de mărțișor, 10 zile intense, da. Cât durează mărțișor, avem concerte prin țară și... Cântăm și la închiderea mărșorului, pe 10 martie. Așa că invit lumea care iubește muzica populară pe 10 martie. Vom fi două orchestre, orchestra Mugureș și orchestra Fluieraș. O orchestră mare așa, de 50 de persoane. O să fie frumos. Adică merită de venit și de încărcat de bunătate și muzică bună. Rodica, noi îl știm pe maestru din interviuri, de la televizor. Îi admirăm creația și muzica. Cum este acasă? Cum e soțul lui Ion Dascăl, tatăl Ion Dascăl? E tot dirijor și acasă. E greu. Dirijează, că da? E tot dirijor și acasă și la servicii, da. Aha. Dar o face bine. Aha. Ai reușit deja să înțelegi cam cum să... Da, nu am încotro. Nu am încotro. Mă supun și atât. Uneori mai ies și eu din tipare. Ca spun, orice familie. Ca dar orice încercăm familie. Să facem să fie bine. Ionuț, că îi seamănă. Că văd că este un băiețel foarte activ. Super energic. Și dulce. Super energic. Da, prea multă energie are. Și așa-s copiii. Uneori nu știi unde să o folosească. Am întrebat. Ionuț, vrei să cânti la vioară, la pian, la acordeon? La ce vrei? La ce vrei să cânti? La ce vrei să... La vioară. La vioară. Wow, foarte frumos. Încă nu face vioară, nu, maestre? Nu. Mai am unul la vioară. Aha. Și mai am unul care cântă la nai. Adică cam vioară, nai, s-ar cere un pian. Dar nu, el vrea vioară.
Vioara, asta este un chem pentru copii, sigur pe lumea ei. E instrumentul greu, da? E cel mai greu. Cel mai greu de studiat. Dar dacă el dorește, dacă vrea, că eu, de pildă, nu m-am gândit la asta, dacă să-l fac neapărat muzicant, de el... El cântă. Asta îi place. Da, are un auz are foarte auz. Bun. Bun. Și cântă, știi tot repertorul lui. Cine cântă băiatul? O maică-să. A, serios? Știi, nu știu, textele. Ionuț, și la oglindă tot, primul la piesa mea preferată. Ionuț, o să ne cânte un refren, un refren, o piesă de-a mamei. Am înțeles că îți plac piesele mamei, da? Ne cânti ceva? Hai un refren să ne cânti. Hai în cărciumeară. Hai, cântă care vrei tu. Hai. În cărciumeară unde este un cuplat. Mai adăugat. Se emoționează, gata, nu-l stresa. Aici abia deschide gura. Să-l vezi acasă, cred că mi-aude de la primul etaj. Se admiră la televizor. M-a văzut pe mine, nu v-a văzut până acum. Are și el emoții pe care le gestionează așa cum poate el. Noi, cum am zis înainte de interviu, îl lăsăm pe Ionuț să facă ce vrea, pentru că e copil și copiii trebuie să-l lași să se distreze, da. Cum începe o zi în casa dumneavoastră? O zi obișnuită, cu muzică? Uitați, e exact așa. De cam așa să începe. Păi să faceți la repetiție, cântă. Da? Azi am de lucru, la repetiție, am plecat, pa. Fuge, el fuge, are scăpare. Merge la repetiție și scapă. Eu n-am cum, stau și ascult tot repertoriul. Dar nu merge la grădiniță, mai rău, mai da? Merge din când în când, dar are nu-i place. Și el. Nu-i place, nu? Place. A, ca să-i cel mai bine. A, ca să-i cel mai bine. Nu ți-ai făcut acolo prieteni, Ionuț, la grădiniță? Nu? Întoarce cu... Ionuț, Dante vorbește cu tine, ia. La grădiniță n-ai prieteni încă, nu? N-ai reușit să-ți faci. Acasă e mai bine, da? Are, dar nu vreau să meargă. Ok. Maestre, ținând cont că e ziua dumneavoastră de naștere, sunt aproape sigură că o să vă felicite lumea și pe rețelele de socializare și oamenii care vă știu și vă știe foarte multă lume. Ce credeți că, iată, trecând prin viață, ce contează cu adevărat? Ce lecții ați învățat pe care credeți că, iată, merită să le știm și noi? Lecții am învățat mai multe. Dar, în primul rând, este omenia și trebuie să înțelegi și respecti oamenii, să-ți iubești aproapele, să fii onest, să fii cinstit, ce încerc să fac și eu toată viața, și în viață, dar și în muzică. Cu siguranță. Ce dorințe mai aveți? Ce vă doriți cu ardoare să înfăptuiți, să faceți? Acum ce doresc mai mult? Să crească Ionuț mare, să-l văd cu un instrument în mână, dacă el dorește vioara, vioara o să fie, dacă nu, pianul sau alt instrument. Altceva cred că nu o să facă. De altfel și ceilalți doi copii ai mei care sunt mai mari cei, unul are 50 și altul 48 de ani. Să fii sănătoși. Bărbați sunt toată firea. Da. Au și copii, sunt și bunel și tătic, tânăr. Îmi doresc... Sunteți bogat, da. Maestră, sunteți nepoții bogat. Nepoții să fii sănătoși, da. Copii, soția și toată lumea să fie sănătoasă și să bucure de viață. Ce-și mai poate dori un om, într-adevăr? Asta e cel mai important, să fie cei dragi bine, să fii tu bine și să poți să faci ceea ce-ți place. Cred că în rest... Se fac, se dreg, se lipesc, așa e. Ziua de astăzi am înțeles că nu va fi sărbătoare, gen, ieșiți la restaurant cu prietenii sau încă nu v-ați gândit? Noi în ultimul timp preferăm așa în sânul familiei. Mai ales cu pandemia asta. Da, în sânul familiei știm că vor veni copiii și nepoții, atât. Ce gătești? Mai care, multe. Care-s bucatele preferate a maestrului? Hai așa. Nu prea îi plac bucate de sărbătoare. Azi un borș roșu, da, maestre? O mâncare de casă. Iubește mâncare obișnuită, dar să fie proaspăt și fierbinte. Nu mănâncă mâncare rece. Și de obicei la sărbători e cam chin. Masa este plină, dar nu mănâncă. Nu-i plac mâncare. Ei nu mănâncă. Foarte așa, da? Puțin așa. După ce pleacă oaspeții, când mă apuc de mâncare. Da, și după ce pleacă oaspeții, fă ceva cald. Știți și dumneavoastră că cel care pleacă la nuntă, nu mănânc la nuntă, mă vin acasă, mă duc acasă și o să mănânc așa. Păi exact așa. Și o să mănânc. Exact așa. Cam așa și eu. Eu știu că în această dimineață ai și o surpriză muzicală. Da, neapărat. Da, o să ne cânti dedicație muzicală. Pentru omul meu. Cum este în cânt, e că multă lume, multe fete ar vrea să-mi ia locul, dar
e locul meu. Așa e. Și e bine să ai un loc sub soare și să ai un om drag alături. Asta cu siguranță. Maestre, din tot sufletul vă felicităm. Să fiți sănătos. Cum ați spus dumneavoastră, ați trecut prin perioadă și complicată, dar cum ziceam, sper că ați lăsat-o în urmă, mergeți înainte și să fie doar cu dreptul, și profesional și personal. Mulțumesc mult, sănătate și dumneavoastră. Mulțumim. Numai bine.